moment deja DSP Ilfov a luat o decizie, recomandă tuturor școlilor din județ să intre în online. Toate școlile din județul Ilfov să intre în regim de online. Raluca Bârcă vine cu mai multe informații. Bun găsit, Raluca, vedem oricum un val de cereri din partea școlilor în ultimele zile și din capitală și din Ilfov. Acum în Ilfov se cere doar online. Ce mai știi tu? Bun găsit tuturor! Directorul DSP Teodor Negulescu confirmă chiar în acest moment faptul că lucrează la o adresă pe care o va trimite, atenție, către toate școlile din județul Ilfov, o adresă prin care Direcția de Sănătate Publică din județul Ilfov cere trecerea în sistem online a acestor unități de învățământ. Potrivit directorului DSP, aceste adrese care vor fi trimise către instituțiile de învățământ cer ca până la finalul săptămânii să se suspende activitatea cu prezență fizică. L-am întrebat pe directorul DSP dacă se impune la acest moment și carantinarea județului Ilfov, având în vedere că, iată, acolo rata de infectare a ajuns la 15 cazuri la 1000 de locuitori. Directorul DSP spune că la acest moment nu va face această propunere, nu va face propunerea pentru carantinarea județului Ilfov, însă tocmai de aceea cere școlilor să suspende activitatea cu prezență fizică pentru a evita o astfel de măsură. Vom vedea cât de mare efect va avea această măsură. La acest moment, Direcția de Sănătate Publică, vă reamintesc, trimite doar o recomandare către unitățile de învățământ să treacă în sistem online. Depinde de fiecare consiliu de administrație în parte al unităților de învățământ dacă vor lua sau nu această decizie. Știm, așa cum a anunțat ministrul Educației Sorin Câmpeanu, au această posibilitate să suspende orele cu prezență fizică, chiar dacă nu au foarte multe cazuri de infectare cu COVID-19, chiar dacă 50% dintre clase nu sunt deja în sistem online.